Este fantastic să fiu aici, această scenă pentru prima oară în viața mea. Vă spun sincer că am emoții, dar îmi face plăcere să vă pot spune povestea mea. Povestea unei fete care vedea că mai degrabă văzduhismul, etericul, visarea fac lumea frumoasă și care a devenit femeia care a înțeles că disciplina, cartezianul și consecvența lucrului bine făcut îi pot aduce împlinire și fericire. Puteți să-mi spune simplu, Frau General. Este un alin cu care am trăit mult timp, un alin, am trăit mult timp în viața mea, care cândva mă durea și la care mă bursuluiam atunci când îl auzeam, dar pe care acum îl iau ca un compliment. Așadar, sunt Frau General Zonia. După cum ați auzit și probabil că unii dintre voi mă știți de pe ecran vorbind de limba germană, pe postul public sau vorbind în română la emisiunea de sănătate sau anunțând and 12 points go this year from Romania too. Și poate alții mă cunoașteți mai degrabă din media digitală, acolo unde am comunitatea Duer. Un nume, o reclă de care sunt foarte mândră. Deoarece spune cu doar 4 litere adevărul meu. Sunt bine pentru că fac și sunt fericită pentru că fac bine. O să vă fac o mărturisire. De când eram mică, mi-am dorit să fiu pe scenă. Am avut această... E mare trăită, vis, eu știu. Mi-ar fi plăcut să cânt. Și m-a auzit mama și mi-a spus că nu am tocmai o voce de înger. Dezamăgire. Ideea este că la momentul respectiv toată direcția asta de a avea o meserie în lumina reflectoarelor era mai degrabă un vis riscant. Așa că părinții, desigur, din iubire pentru mine, au încercat să mă convingă că nu aceasta este calea. Eu, un copil cu minte, pentru că v-am spus mai puțin fascinantă, cât mai degrabă plictisitor de serioasă. Am fost la școală, am învățat, am fost un copil cu mine. Dar cum viața ne aranjează, s-a întâmplat ca în ciuda educației și în ciuda acestui fel de a fi al meu, să ajung pe scenă la 16 ani pe Kerpoc, apoi la 18 ani, pentru că am învățat pe rupte limba germană. Am câștigat concursul la TV și am ajuns să prezint o emisiune în direct pe postul public. Am luat și la aici lucrurile foarte în serios, le-am tratat nemțește, chiar și atunci când au fost tot felul de momente complicate și emoții. Dar simțeam chemarea aia, simțeam chemarea scenei. Și uite așa cum se întâmplă, Duerul Divin a crescut, a prins forță, am ajuns să prezint evenimente importante, să fiu alături de minți și de talente superbe, să vorbesc cu experiență, cu empatie și cu inspirație în scris pe site-ul meu, duer.ro, și să fiu o mică voce în social media, în comunitatea mea, acolo unde vorbesc despre stil de viață sănătos. Iar acum, iată, sunt aici, pe această celebră scenă TEDx, în fața a sute de chipuri pe care nu le văd foarte bine, de minți și de suflete pe care le simt. Și să vorbesc despre Ideas to Live By. Și vin în fața voastră cu ceea ce sunt și cu modelul meu de viață și de construcție. Așadar, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă fac cunoștință cu disciplina. Unealta perfectă pentru a atinge performanță, notorietate, încredere în sine și în cei din jur. Motorul care mi-a pus în mișcare creativitatea, inteligența și empatia dată de Dumnezeu. Și știu că disciplina are o reputație grea la noi. O să vă rog frumos să facem foarte clar distinția între disciplina și a disciplina. Sunt foarte diferite. Totuși, acest concept de disciplină este apreciat de foarte multe persoane ca foarte riguros, foarte rigid, pe locuri chiar militaros. Și asta pentru că vine dintr-o zonă de
autoritate și vine și la pachet cu măsuri de coerciție. În același timp este considerat așa un fel de îngrădire a spontaneității vieții. Totuși, disciplina a fost parte din codul meu de viață bine trăită mereu. Am învățat-o de la părinții mei, apoi am cultivat-o cu prietenii, profesorii, mentorii. Dar mi-am dat seama și a fost clar ca lumina zilei că mi este esențială. În urmă cu 19 ani, odată cu nașterea primului meu fiu, atunci când am devenit mamă și când tânăra de doar 22 de ani și-a schimbat existența prin dragostea necondiționată pentru copiii ei. La început, această dragoste de mamă se manifesta prin devotamentul cu care îmi îngrijeam cu ei. Baie la ore fixe, masă, somnic. Apoi, pe măsură ce copiii au crescut, programul acesta fix a fost completat de alte obiceiuri foarte clare și de nenegociat cu frau Zonia. Spălat pe mâini, pe dinți, îmbrăcat în conformitate cu vremea, mers la școală. Apoi copiii au devenit adolescenți. Nu vreți să știți ce fel de evenimente furtunoase am avut în casă, mai ceva decât Revoluția franceză, adevărate răzmerițe, în care nu de puține ori am fost acuzată de inflexibilitate și mi-au fost aduse reproșuri de genul: mamă, tu vrei să se facă doar ca tine, ne îngrădești libertatea. Da. Știu însă și simt că am făcut bine ceea ce am făcut. Pentru că de multe ori fericirea nu este același lucru cu starea de bine. Iar acest bine are nevoie de niște pereți. Are nevoie de pământ sigur pe care copilul poate să calce și să aibă o bază. Mai ales în lumea asta în care trăim și văd acum că este foarte mult la modă ideea de libertate absolută. Lasă-l să facă ce vrea, când vrea, nu-i spune nu. Dar eu am constatat că aceste rutine au adus copiilor mei liniște, echilibru și sănătate pe termen lung. Da, disciplina vine la pachet cu reguli și cu limitări. Dar ea este foarte importantă în formarea noastră, de când suntem copii, pe parcurs, pentru că ajungem să creștem, iar societatea nu mai este la fel de înțelegătoare cu noi. Și ni se cere să fim încrezători, să ne depășim limite, dar nimeni nu vine să ne spună: fii disciplinat. Pentru că inclusiv organismul nostru, din cap până în picioare, funcționează după ordine sistemică. Și am observat că atunci când îmi lipsește o rigurozitate în rutina mea de viață, când nu am grijă la ce îmi transmite organismul, el nu funcționează așa cum ar trebui. Atunci când nu dorm bine, când nu mănânc ceea ce trebuie, creierul meu nu funcționează la capacitatea lui înaltă. Așa că am învățat să-l ajut, să-i susțin funcțiile vitale, făcând sport de la 16 ani, mâncând cu atenție. Cred că asta este metoda cea mai ușoară, cu atenție. Și încercând să am o viață echilibrată. Disciplina m-a ajutat și atunci când a fost nevoie să salvez o casă pentru care muncisem o viață în favoarea băncii. Și desigur că am avut ajutor, am avut sfătuitori pentru a face un plan bine pus la punct. Și după ce m-am adunat, după ce am trecut de acea dramă, pentru că este o dramă fantastică pe care o trăiește un om într-o astfel cu astfel de perspectivă, eu am fost cea care a urmat acei pași cu religiozitate și am reușit. Sigur, se putea întâmpla să nu-mi iasă, pentru că și asta este o variantă. Dar atunci când acționez după niște pași bine stabiliți, șansele să reușești sunt mult mai mari. Disciplina ca rutină poate să fie boring. I know. Și
lipsește acel spectacol, da, de serenitate sau de procrastinare, dar aduce atât de multe rezultate și atât de multe victorii. Atunci când suntem organizați, avem mintea clară, limpede, putem să gândim mai la rece și să fim competenți. Și mai facem ceva. Lăsăm libertate de mișcare emisferei drepte a creierului nostru pentru a fi creativ. Eu nu văd disciplina ca pe o pedeapsă, ci o văd mai degrabă ca pe o iubire pentru cel de lângă mine și ca o iubire de sine. Pentru că știu ce este bine pentru mine și acționez în consecință pe termen lung. Cum m-am folosit de disciplină? Ca orice om care are chestia asta în sânge, am și eu voluntatea listelor. Am agent de plin. Și așa, cu listele astea, am identificat 7 pași strategici care pe mine m-au ajutat să-mi șlefuiesc disciplina și să o antrenez, așa cum antrenez un mușchi la sală. Iar acest prim pas este să-mi setez obiective clare. Un obiectiv care să fie ceva ce-mi doresc profund și nu ceva de neatins. Apoi am învățat să-mi identific slăbiciunile. Pentru că atunci când te conștientizezi, când te accepți că ele fac parte din tine și că te pot încurca, ai capacitatea să le controlezi. Apoi am învățat că trebuie să lucrez după niște pași. Știți cum sunt cărțile de bucate? Ele vin și îți dau rețeta exactă pe care, dacă o urmărești, obții rezultatul așteptat. E bine, așa funcționează și cu disciplina. Liste, to-do, de la pași micro către pași macro, bifezi pe măsură ce ai atins acei micuți pași. Și bifezi pentru că ajungem la următorul punct. Vrei să ai o evidență a progresului tău, vrei să știi de unde ai ajuns, de unde ai plecat, unde ai ajuns și ce mai ai de făcut pentru a îți atinge acel obiectiv. Un alt pas, care mie mi-este drag rău de tot, este prioritizare. Și vă spun de ce. Pentru că această prioritizare vine la pachet cu renunțare. Și practic este o luptă pe care eu o duc cu mine de a renunța la o plăcere de moment pentru a-mi uita în perspectivă la ceva ce mi este mai important. Și cel mai bun exemplu de prioritizare a fost atunci când mi-am dorit să alerg primul meu semi-maraton. Și știam că înainte de alergare este nevoie vreo 2 luni de antrenament. Nu este bine să alergați fără antrenamentul prealabil. Astfel că de 3-4 ori pe săptămână ieșeam în parc la câte o tură. Și știam că dacă o seară înainte eram invitată pe vreun debat, stăteam târziu, a doua zi voi fi obosită și nu voi putea să mă antrenez. Așa că renunțam la acea plăcere de moment. Și vă dau cuvântul meu de onoare că una dintre cele mai mari bucurii pe care le-am trăit în viața mea, chiar am plâns, a fost atunci când am trecut linia de finish, după ce am alergat 21 de kilometri, reușisem această performanță, reușisem să îmi depășesc propriile limite. Și asta este fantastic și îți dă o încredere în tine care te ajută mai departe. Apoi, un alt pas important este că mi-am identificat modele de urmat. Și știți de ce? Pentru că sunt alți oameni care și-au dorit să ajungă acolo unde vreau și eu și pot să mă uit la ei, să văd cum au făcut lucrurile acelea. Pot să-mi iau de la ei shortcut-urile care să mă ducă în direcția mea. Și în cele din urmă, ultimul pas strategic, dar atât de adevărat și atât de util, este să ne luăm momente de pauză, de respiro, să ne dăm recompense. Pentru că obosesc, sunt om. Și este normal că atunci când obosesc, să simt nevoia să mă odihnesc, ca să nu mă opresc. Și am făcut o rimă neintenționată și mă bucur că am fost în... Așa, am încercat să fiu un pic de poetă, precum antevorbitorul meu. În ultimii 20 de ani, m-am convins că disciplina și consecvența au fost absolut esențiale în absolut toate ariile vieții mele. La școală, la muncă, în îngrijirea personală, în viața personală, în atingerea obiectivelor, în îndeplinirea visurilor și dorințelor mele. Și am mai obținut niște rezultate fantastice cu ajutorul disciplinei. Respect de sine, iubire de sine
și trăit bine cu lumea. Ei bine, odată cu maternitatea, cu micile victorii pe care le-am obținut, cât un pic, cât un pic, am căpătat mai multă încredere în mine. Am căpătat claritate și am înțeles că marele meu aliat a fost disciplina. Cu ajutorul disciplinei mi-am generat fericire, mi-am generat seriozitate, bucurie, fascinație și forța pentru a trece peste momentele grele, peste deziluzii, peste divorț, pentru a ajunge la acel succes pe care eu mi-l doream. În cazul meu, disciplina este cumva nativă, dar, în plus, am șlefuit-o. Am învățat să o stăpânesc. Și asta este ceva ce oricine poate să facă. Se numește autodisciplină. Și am mai învățat un lucru în toată această experiență mea de viață. Că vorba aceea, consecvența bate talentul, este foarte adevărat. Niciun talent nu poate fi desăvârșit dacă nu este șlefuit. Poate că nu sunt cel mai bun comunicator. Poate că nu sunt cea mai cupeniță scriitoare. Poate că nu sunt nici cea mai informată jurnalistă. Dar cu siguranță sunt un om care își dorește să evolueze, își dorește să facă mai bine. Îmi doresc să fiu relevantă, în primul rând, în ochii mei și îmi doresc foarte mult să reușesc prin ceea ce am în minte și mai puțin prin hype sau prin spectaculos. Tot ceea ce am spus astăzi despre acest aliat al meu, la care nu voi renunța, indiferent de cât de boring sau de cicălitoare aș putea fi catalogată, este adevărul meu și este cel care mi-a dat valoare personală pe bune. M-a ajutat să fiu un om mai bun. Disciplina m-a ajutat să mă armonizez cu mine și cu lumea. Mi-a dat claritate și lumină, mi-a dat liniște și fericire și mi-a dat libertatea de a fi creativă și de a găsi drumurile pe care să merg, astfel încât să-mi îndeplinesc până la urmă dorințele, inclusiv acea dorință de a fi pe această scenă în fața unui public pe care îl apreciez, pe care îl consider inteligent, îl consider că dorește să evolueze, că este vizionar, că sunt adevărați duori. Iar asta, vă promit, nu este deloc plictisitor. Vă mulțumesc!